De ce se ceartă frații Otilia? Pentru atenție. Dar ei n-ar recunoaște că se ceartă pentru atenție. La origine lor le este foarte frică că nu e destul și pentru mine. Nu e destulă dragoste, grijă, protecție. De ce cu un copil ne conectăm mai ușor și cu altul mai greu? Dacă mie mi-e frică de fata mea, atunci eu trebuie să mă gândesc față de cine aveam eu frica asta. O aveam, să zicem, față de tata. Și de ce mi-era frică de tata? Pentru că era agresiv, pentru că țipa, pentru că mă anula. Copilul acesta îmi amintește mie, cum e termenul ăsta mai nou, trigăruiește. Îmi trigăruiește niște amintiri cu tata sau cu mama. Sau copilul mai greu de gestionat. Copilul mai greu de gestionat, da. Sau copilul care mă îngrijorează. Teama asta de a nu i se întâmpla copilului ceva. E important să știu că eu mi-abuzez copilul dacă fac asta. Tu, mama, ești viața pentru copilul. Da. Relația ta cu copilul este relația cu viața. El învață relația lui cu lumea din relație cu tine. Dacă mama are acest și această proiecție a nenorocirii și această teamă că ceva se întâmplă tot timpul în planul ăsta material, ea în ce sens își abuzează? Transmite copilului relațional definiția că eu în viață trebuie să funcționez mereu pe protecție, pe apărare, pe frică. Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers. Bun găsit, suntem la Părinți cu Minți, podcastul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe, alături de mine, ca de obicei, Oana Moraru, expert în educație și parenting, autor de cărți, fondator de școală, iar invitata noastră de astăzi este Otilia Mandelers, psihoterapeut și expert în parenting. Bine ai venit, Otilia! Bine v-am găsit, mulțumim, Simona și Oana! Și cu Otilia o să vorbim despre multe lucruri ne-am propus noi astăzi, în mare ar fi așa despre relația asta ca un montenii rus între frați, surori, dar și ce primim de la părinții, bunicii noștri și ce transmitem mai departe, dar și despre intenție. Cum reușim să transformăm intenția în ceva palpabil, palpabil. În viața noastră. O să începem cu frați și surori. Otilia este mama a trei copii, deja adolescenți. Și cumva când aud că cineva are cel puțin unul mai mult ca mine, mă simt mult mai bine. De ce se ceartă frații, Otilia? La bază, pentru atenție. Dar ei n-ar recunoaște că se ceartă pentru atenție. Se ceartă pentru atenție, pentru dreptate, pentru valorile astea, pentru îndeplinirea nevoilor de către părinți. Pentru că la origine lor le este foarte frică că nu e destul și pentru mine. Nu e destulă dragoste, grijă, protecție, bucurie de mine și de asta se ceartă. Chiar dacă noi părinții facem uneori efortul supraomenesc să dăm poate că și mai mult doar ca să nu se simtă. Da, și aici acum aș zice că depinde cum facem asta. Că e posibil să spun, uite, am trei copii și împart ziua în câte o oră la fiecare. Da. Dar eu trebuie să, cei trei copii ai mei să simtă că iubesc pe fiecare, eu trebuie la fiecare să le arăt că sunt speciali. Să le arăt că sunt unici pentru mine și să recunosc față de mine că îmi este mai ușor cu unul sau cu doi copii din trei, la tine unul din doi, adică cumva să recunosc că mie mi-e mai ușor în relație cu copilul numărul 1 sau cu copilul să numărul 2. Să recunosc față de mine, da. Și dacă cu unul dintre copii îmi e mai greu, eu să mă duc la terapie și să lucrez bucățica aia sau unde ori lucra eu, dar cumva trebuie să lucrez pentru că altfel copilul ăla va simți. Eu pot să aloc același timp, aceeași energie tuturor copiilor în mod egal, dar dacă nu-mi recunosc în interiorul meu că, măi, eu am o problemă, copilul numărul 2 mă activează cel mai tare. Da, și știi ce se întâmplă? Chiar vorbeam cu o mică aseară. La un moment dat când, să zicem, nu te înțelegi destul de bine cu copilul X, uite, îmi face probleme, Oana, trebuie să-l duc pe el la psiholog. Încerci foarte mult să te conectezi cu copilul tău cu raționamente, cu explicații, cu cuvinte, cu reguli, cu consecințe. Încerci să te conectezi cu el la nivelul ăsta al creierului mental. Ce să fac ca să repare relația? Oricâte eforturi bune, cu tehnici bune ai face în direcția asta, copilul simte instant că nu te mai uiți la el cu inima. Simte efortul. Simte efortul și dacă eu copilul simt că mami face un efort, are o înțepenire lângă mine, are o, nu știu, caută, o fremătare de asta, ce să mă fac cu copilul meu că nu mă înțeleg, imediat trage concluzia, e ceva neregulă cu mine, mami nu se mai uită la mine cu inima, cu sufletul.
Și într-una din, să zicem așa, regresiile mele spontane în copilărie, la un moment dat am vizualizat toată curtea de rude, pe la 3-4 ani. Și am văzut că din toată curtea aia mea, cu mătuși, unchi, bunici, unul singur, în anumit moment al vieții mele, se uita la mine cu sufletul. Mm. Un bunic. Cum credeți că simțeam eu copilul că se uită la mine cu sufletul omului? De câte ori mă duceam la el, avea disponibilitatea aia de a se lumina la față. Mm-hmm. Dar nu cu aerul ăla de vreau să mă dăruiesc, te iubesc, Oana, vreau să te țin în brațe, ești importantă, ești specială pentru mine. Nu. O veselie, o jovialitate, o luminare a feței și o disponibilitate a lui de a se lăsa jucat de mine, condus în joacă. Mm-hmm. Deci asta își amintește sufletul meu. Da. Sigur m-au iubit toți din curte, mama, tata, dar unul singur avea disponibilitatea aia de a se uita la mine la un moment dat, la 3-4 ani, cu bucuria aia că a răsărit soarele când vin pe ușă. De asta cred că au nevoie, frații. De asta au frații. Nevoie, da. De asta au nevoie. Dar apropo de ce spunea Otilia, de ce cu un copil ne conectăm mai ușor și cu altul mai greu? E o chestie de energie sau de compatibilitate, poate? Nu, este o chestiune de copilul acesta îmi amintește mie, cum e termenul ăsta mai nou, îmi trigăruiește niște amintiri cu tata sau cu mama sau copilul cu mai greu de gestionat. Copilul mai greu de gestionat, da. Sau copilul care mă îngrijorează, da. Sau îmi dă stări sau, exact. De panică, de emoție, da. De milă, de da. Nevoie de a-i spune mereu te iubesc, da. Ceva care îmi trezește nenaturalul în mine. Neașezatul. Exact. Da, și atunci, deci niciunul dintre copii nu vrea să mă îngrijoreze. Copilul vrea fix ce ți-a dat ție bunicul. Asta vrea. Copilul vrea bucurie, copilul vrea disponibilitate, vrea conținerea mea, vrea ca eu să pot să-mi conțin grijile și fricile mele legate de copii, pentru că altfel le pun în umerii lui și apare sentimentul ăsta de sunt defect. Deci eu mă înțeleg mai bine cu un copil decât cu celălalt, pentru că de multe ori sunt foarte multe motive. Copilul cu care mă înțeleg cel mai prost îmi amintește de tata sau îmi amintește de mama și de o bucată care nu mi-a fost mie bine relația aia. Apoi, dacă eu mă cer mai mult cu copilul 1 prin casă, copilul 2 zice, păi nu, n-are rost să mai... Zice intern, așa, adică nu e o decizie conștientă, dar cumva el înțelege că nu e loc pentru un al doilea tip de conflict în casă, așa că eu tac din gură. Sau și sunt băiatul bun sau sora cea exact, bună. Exact. Da. Și atunci, până la 13 ani, mama, tata se ceartă cu unul dintre copii și la 13 ani copilul ăla care a fost cu minte tot timpul, dintr-o dată o ia razna. Păi nu era așa ce se întâmplă cu copilul ăsta și de fapt el a tăcut că n-a fost loc de el. Până acolo. Deci dacă nu mă înțeleg sau dacă prefer relația cu un copil față de celălalt, atunci trebuie să văd tot la mine, ce s-a întâmplat la mine și cumva, ori de câte ori întreb un părinte, de cine ți amintește copilul cu care te înțelegi cel mai prost, părintele știe să zică. Mi-amintește de vărul nu știu care, mi-amintește de mama, mi-amintește de relația cu tata sau uite și mai e un indiciu. Cum îi zici? Că eu, de exemplu, observ că îi zic lui fiu adeseori pe numele lui frate-miu. Da, am și remarcat invers. Așa. Da, și invers. O, stai puțin că... Știi, și atunci te prinzi. În capul meu e o suprapunere. În subconștientul meu e o suprapunere între frate-miu și băiatul meu. Da, de cele mai multe ori copiii simt lucrurile astea și eu m-am trezit cu niște replici de genul tu-l iubești mai mult pe Vlad. Da. Și oricât aș spune eu treaba asta, de fiecare dată când avem o dispută, Ana, că la mine copilul cu care eu simt că trebuie să pun mai, să fac mai mult efort în a mă conecta, de fapt nu am mă conectat, din a avea așa relația, este Ana, și ea tot timpul îmi spune că tu îl iubești mai mult pe Vlad, ceea ce nu este adevărat, nu e. Doar că ea așa simte treaba asta. Și într-adevăr, ce merge să le spunem, ce ajunge la ei, este să-i întrebăm.
Pentru că, într-adevăr, cum ziceai mai devreme, nu ajută să-i spui nu-i adevărat. Adică, oricum, asta spunem instant, nu-i adevărat. Pentru că adevărul meu e că te iubești pe tine și pe tine. Da? Și îl bagi și în relația de ba-da-ba-nu. Adică, spunându-i nu-i adevărat, îți reconfirm iubirea. Da. Automat copilul va încerca să-ți mai ridice la fileu încă un motiv pentru care crede că nu-i iubești. Da, da. Da, da. Nu? Și atunci, atunci aș zice, ok, deci mie mi-e clar, aș zice așa, mie mi-e clar că eu fac ceva, fac ceva cu tine, fac ceva cu fratele tău, din care tu înțelegi că eu îl iubesc mai mult pe el. Așa, și tu știi ce fac eu? Exact, o întreb, ce fac eu de tu simți asta? Ca să fac și cu tine. Și zice, de obicei pe el nu-l cerți, numai pe mine mă cerți. Sau mai zice... te uiți frumos la el. Când vine în casă, pe el îl mângâi și pe mine doar îmi zici dacă am făcut, dacă am mâncat la școală. Deci o să știe să zică ceva și spui, și putem să spunem, uite, o să mă gândesc la ce ai spus tu, pentru că o să-i liniștească treaba asta, adică o să-i liniștească că realitatea lor, chiar dacă nu este adevărată, are un pic de adevăr. Pentru că cel mai probabil mie mi-e greu, sau poate ție ți-e greu, fetița ta, dar mie mi-e greu, pentru că eu am fost rănită într-o altă relație cu mama și cu tata și atunci rana aia eu o aduc în relație cu copilul meu. Da, și mai e ceva și mai discret așa și simplu. Am observat asta pe sutele de copii cu care lucrez. De multe ori el, dacă simte că are putere asupra ta cu o afirmație, te schimbă la față, schimbă comportamentul, o spune, o spune și azi și mâine și pe mine că te vede că începi să reglezi și ajunge chiar să și creadă afirmația. Eu știu copiii acum în clasă, ieri vorbeam cu fete de clasa 7-a, care sunt iarăși într-o perioadă de asta egocentrică și așa, aveam o discuție despre cum profa de istorie pare să o iubească sau să o placă pe una mai mult sau pe alta mai puțin. Am zis, dar povestiți cum, de unde? Da. Păi nu știu, când am întrebat-o ceva, a părut că n-a auzit și s-a uitat într-o parte. Când i-am dat un mail sau așa, nu mi-a răspuns. Sau niște lucruri care păreau extrem de tragice pentru ele. Și chiar erau, probabil. Nu, știindu-le de mici și știind și familiile din care vin, știu că fetița care a ridicat, de exemplu, subiectul ăsta, are de mult o temă asta a supraviețuirii în ochii familiei. Și o nevoie mereu de confirmare și o teamă mereu că altcineva de acolo, din familia recompusă și așa mai departe, cu alți frați și surori, ar putea să ia locul pe podium mult. Deci, de multe ori, gelozia asta este doar un foc de artificiu, așa, o chestiune care îi dă copilului puterea asupra ta. Ești o mamă rea, îl iubești mai mult pe fratele. Și tu spui, dar cum, dar de ce? Și sigur că el începe să-și inventeze. Sigur, când a intrat în casă, nu l-ai mângâiat și pe el pe mâna stângă ca pe mine pe mâna stângă sau invers, da? Deci, în mintea oricum începe să socotească, să țină cont de lucruri care nu există acolo, da? Și atunci, ca să oprești uneori gelozia asta, când tu știi sigur că faci bine cu toți și că iubești, mai bine mai e un pic în râs, mai faci o glumă. Sigur că da, că el este preferatul meu, sigur că pe el îl iubesc mai mult, n-am ce să fac, nu mă pot abține. Ce nușureasa tu ești acasă, asta e viața, îmi pare rău, inima mea s-ar... Adică, la un moment dat poți să faci niște lucruri, să mergi în direcția aia tragică, comică în care te duce el, acceptând această situație ca... uitându-se la tine să vadă un pic ridicolul și să vadă că tu nici în tine, în logica ta, nici nu încape această idee, decât dacă o duci în zona absurdă, adică așa reușesc, de exemplu, cu grupurile mari de copii la grădiniță, care au gelozii mari legate de atenția dată de educatoare. Da, da. Ducem în zona asta absurdă. Sigur, avem 20 de împărați în clasă, trebuie gâdilați toți în mod egal și așa mai departe. Dar asta, de exemplu, reflexul ăsta l-am și cu cei trei căței ai mei, am observat. Dacă vin să se gudule, am reflexul ăsta să-i mângâi să-i împaci pe toți. Doamne ferește, m-am gândit, ce e neregulă cu tine, nebună, dragostea nu se dă așa cu sentimentul cu urgenței, cum dai cu... Și cu dreptății, cu împărțeala. De unde am? Sigur e un program al meu că trebuie să mă dăruiesc, că trebuie să mă dedic, că
cineva, respectiv cățelul 3, ar putea fi neglijat. Cred că e un program de mult în noi, al femeilor care sunt educate de mici să dea, să dea, să dea, să da, dea, clar, să dea. Clar, da, da, da. E în fișa socială a postului de femeie. Da, altfel nu ești femeie. Altfel nu ești femeie dacă nu dai. Ești egoistă dacă nu dai. Da, da. Ești scorpie. Scorpie, bitch. Bitch, da. Dar ce facem cu afirmațiile, cred că le sunt foarte familiare tuturor părinților de frați, mă rog, de doi, cel puțin doi copii, de ce trebuia să-l lași și pe el? Fă-l să dispară și vreau să moară. De ce a trebuit să mai vină și el? Da. Aici eu merg pe descifrarea mesajului. De fapt, ce vrea să zică? Vrea să zică că ar fi vrut să fie el singurul. Și el are dreptate, pentru că în ADN-ul nostru este că eu trebuie să am o singură mamă, un singur tată, dar ei trebuie să aibă un singur copil, pentru că în ADN este ca să, că trebuia supraviețuirea, să primească cei mai buni. Exact, da, exact. Și totul. Da. Și atunci traduc mesajul lui și îi spun, deci ai fi vrut să fii unicul, da? Da. Și apoi aș merge pe ideea Oanei de umor. Și unde? Ok, deci l-am născut, n-am ce să mai fac acum. Așa, uite-l acolo, pătuț. Sau mai mare. Sau mai mare, da, uite-l așa. Dar dacă ar fi așa în joaca ta, în fantezia ta, tu ce ai vrea să faci cu el? Zi-mi tu ce ai vrea tu în mintea ta așa, știm că nu se poate, dar dacă ar fi, ce ai face? Oh, m-aș urca la etaj și l-aș arunca. Da. Așa. Și cum? Cum e mai departe? Îl arunc și după aia cum? Îl iau, uite așa și l-arunc și se întâmplă nu știu ce. Și o să-ți spună, copiii mici sunt foarte plastici. Nu mai zic mai multe. Că o să-ți spună cum arată acolo jos. Ți-e frică mama, da, da, să mergi în discuția asta. Dar da. Are nevoie să-și ardă acest scenariu. Da, că îl liniștește, okay. Dar îl liniștește. Tu nu suporți. Că zici, oh, e criminalul. Da. Și după aia, mereu, adică nu există, e fără excepție. După ce își face fantezia și ți-o spune ție și tu accepti fantezia, pentru că tu nu spui o să facem așa, tu spui, noi nu o să facem așa, știm asta. Dar dacă ar fi, cum ar fi? Și el se liniștește. Și de ce se liniștește? Pentru că pentru sistemul limbic nu contează că este real sau imaginar. Sistemul limbic este totul. Este și nici dacă e moral sau imoral. Imoral. Nu exact, exact. Și el își face treaba asta și asta spuneam, fără excepție, după aceea își iubește surioara sau frățiorul mai mult. Cam pe la ce vârstă așa? Imediat, adică la aceeași zi. Da, mai e o poveste despre care noi părinți suntem învățați. Uite, când se duce mama la maternitate, copilul nou născut îi cumpără, vezi, Doamne, un cadou. E pus să-l și pupe, să-l și țină în brațe. Mie acum, și mie acum, pentru că i-a cumpărat cadou o căsuță. Vai, ce se iubesc frățiorii din prima zi. De la acest cadou. Și mine se râde de mine. Hai să le spunem totuși că nu funcționează. Da, mai spune-le. Mult este, îi bași și în cap că trebuie să iubești un pic cu forța, e o datoria ta să iubești, exact. Da? Da. Uite, el în burtă acolo s-a gândit la cadou deja, da, și da, tu da. Uite de cum ești. Da, da. Și totuși, ce ar putea să funcționeze? Să îi transmitem un mesaj că mama o să lipsească 2, 3, 4, 5 zile și se întoarce cu... Băi, eu mi-amintesc exact când a venit mama cu fratele meu și era diferență doar de un an și 10 luni. Am amintire, mare, un an și 10 luni. Deci am memorie de la un an și 10 luni, da? Eram pe o liță, într-o marchiză. Deci într-o poziție foarte vulnerabilă, dar mă rog, eu nu știam eu că sunt foarte vulnerabilă. Și am simțit-o intrând din spate cu el în brațe. Și văd, deci mi s-a amprentat așa și... În momentul ăla am luat-o pe mama conștient așa în brațe și pe el l-am blocat total, ca și cum nu există. Nu există. Și continuu m-am purtat ca și cum e prost, e curmucii, nu știe să vorbească și l-am ignorat o mare perioadă din viața mea. Nu știau părinții la vremea aia. Cam câți ani, Oana? Cred că până târziu la școală. Ca și cum nu există, m-am prefăcut că nu există și de câte ori descopeream că are o slăbiciune, nu se împrietenește la fel de repede, îi e teamă de găinile bunicii, mă bucuram că e slab. Dar când dormea lângă mine, îl iubeam foarte mult. Când îl vedeam în starea de suflet, de inconștient, mi se topea inima după el. Dar nu vă jucați împreună? Ba da,
Când am luat eu prima oară coroniță și el săra cu doar premiul 2, am stat la poză așa, ca și cum el e spatele meu. Da. Și nu, adică îmi dau seama că ăsta era un program natural al supraviețuitorului. Mm-hmm. Eram foarte comparați copiii între noi și părinții ne comparau. Dar e o chestie pe care o duci toată viața. Vrei mereu sau te gândești să nu-ți vină cineva din spate. Văd în mintea mea niște scene între Ana și Vlad. La ei tot, mică, 2 ani. Mm-hmm. Cred că te străduiești foarte mult să le arăți că faci lucruri legale pentru ei. Da. Mm-hmm. Ții minte când eram la restaurant și erau fiecare cu farfuria de o parte și de alta, cât de dornici erau să te uiți în farfuria lor și făceai ping-pong ăsta? Nu știu dacă ți-amintești. Da, eu când nu știu, că nu-ți mai dai seama. Da. Este foarte greu pentru el când te orientai la farfuria celuilalt. Celălalt vrea să demonstreze că cu și el ce face acolo. Da. Nu știu, nu mănâncă asta. Cum să oprești ping-pong ăsta și tensiunea asta de a mângâia în mod egal căței, copiii, prietenii din viața noastră, adulții. Da. Cum să-ți oprești anxietatea asta, să nu mai dăruiești mereu la fel și să dovedești mereu că iubești la fel? Cred că trebuie tu să... Tu în tine, lasă pe copii mine, că pe copii, învață. Da, ei învață ei. Da. Eu trebuie să cunosc natura, adică de ce mi-e frică dacă nu dau la fel? Așa. Da. Trebuie să pun întrebarea, ce ar fi dacă n-aș face asta? Da, dacă n-aș da la fel, ce s-ar întâmpla? Și răspunsul știu, adică la fiecare persoană e diferit. Da, ce facem pe ziua? Știi care a fost gândul meu? Care? Că de fapt mi-e frică de Ana, de reacțiile ei. Și ce o să facă? Și tu te-ai și mai departe, ce poate să facă cel mai rău? Fac o criză. Face o criză și ce? Da. Face o criză. Și o să-l bată pe Vlad, dar ceea ce oricum se întâmplă, deci, știi? Deci nevoia să oprești din fașă și atunci tensiunea aia... Dar știi când doarme cineva în casă și vrei să umbli încet ca să nu-l trezești, că exact atunci spari ceva sau cade sertarul? Da. Cu cât ești mai încordat copilul, cu atât mai repede simte că te străduiești și cu atât mai... mult dorește să te provoace inconștient, să-ți încordezi, nu? Da, cu atât mai mult. Exact, pentru că noi cu copiii noștri comunicăm 90% subconștient. Deci tot ce vorbim noi și le spunem e foarte puțin. Da, asta e foarte important. Da, e foarte important. Și atunci el este conectat cu 90% din el la 90% din mine, iar eu nu cunosc toți 90%. Adică eu abia acum, după 35 de ani, noi ca oameni, după 35 ceva avem capacitatea să ne uităm la ce e în mine, cine sunt eu cu adevărat, ce părți am eu în mine. Și atunci el practic mă simte, el îmi simte frica mea de el, copilul meu îmi simte frica de el și frica mea de el este respingere, el se simte respins. Chiar dacă mie-mi e frică din iubire pentru el, tot se simte respins. Da, se simte respins și atunci face mai rău. Deci chiar dacă noi nu vorbim nimic. Uh-huh. Nu ne zicem nimic. Lumile noastre comunică, părțile noastre comunică între ele. El zice, lui mama e frică și dacă e frică, nu mă iubește. Deci mă respinge. Dacă e frică, ce faci când ți-e frică? Fugi de cineva, nu? Asta faci. Când ți-e frică de cineva, te bați, te lupți sau înghezi. Deci nu e bine. Și el atunci face mai rău și mă apasă pe buton până când, într-o zi, îmi iau puterea și eu sunt șeful tău, liderul tău. Da. De tata mi-era frică, nu de tine. Asta, din discuțiile cu multe mame, întotdeauna există un copil de care mamelor le este frică. Da. Cum facem să nu mai existe frica asta în relația cu copilul? Trebuie să o trăiesc în relația care trebuie. Aha. Da, deci eu dacă mie mi-e frică de fata mea, atunci eu trebuie să mă gândesc de cine... față de cine aveam eu frică asta, o aveam, să zicem, față de tata. Și de ce mi-era frică de tata? Pentru că era agresiv, pentru că țipa, pentru că mă anula, pentru că... Ăsta e un exemplu, dar nu zic că e al meu. Da. Așa. Și atunci, normal, nici în relația cu tata de acum nu pot să mai trăiesc. Pentru că el nu mai înțelege, nici nu știe la ce mă mai refer. Deci, da, și plus că el e într-o fază a vârstei în care el e blând, a devenit un bunic jucăuș, nu se amână deloc cu tatăl meu. Exact. Și atunci nu pot nici în relație cu copilul să o proiectez pe copil, nici în relația cu tata. Și ce, unde mă duc? Mă duc în terapie. Eu știu terapia. Pentru mine funcționează mult terapia. Pentru alți oameni funcționează alte. Dar orice formă care mă apropie pe mine de mine. Chiar sunt curioasă de ce funcționează la tine, că te-am văzut cum te schimbi de la an la an
da, eu am foarte multe căutări și transformări așa, dar uite, de exemplu, când a plecat Carla prima oară în America, înainte de a pleca cu 2-3 săptămâni, când avea 16 ani, m-am gândit, păi, eu nu am intimitate cu copilul ăsta, bine, pe la 16 ani oricum simți că slipping through your fingers, da, știi? Clar. Dar parcă totuși nu văd cu tot sufletul, parcă sunt niște proiecții din astea vesele, optimiste sau dimpotrivă foarte sumbre. Și de ce nu pot eu așa să comunic uneori cu ea de la suflet la suflet? Parcă ferește privirea, parcă simt uneori o tristețe și nu mi-o explic. După care mi-au venit punându-mi întrebările astea conștient, cu intenție. Vreau să știu până unde mă pot conecta mai aproape de copilul meu, cu temperatura mai mare în termometru. Că dacă spui intenția, subconștientul îți trimite. Și am auzit, așa în gândul meu, când auzi, următorul adevăr, pe care nu l-am spus, eu l-au spus mulți. Viața este doar despre percepție și expresie. Atâta. Viața e făcută din două bucăți. Percepție, cum văd eu din interior lumea, cum percep și cum mă exprim în exterior. Mm-hmm. Da? Atâta. Tu n-ai decât omulețul din tine care vede prin ochean viața și ai și funcția asta socială, dai din mâini, vorbești, râs frumos. N-ai decât o exprimare, da? Ok, deci dacă viața e doar din percepție și expresie, care e percepția mea despre copilul meu, despre soțul meu, despre jobul meu, despre așa? Percepția mea este că eu nu ajung la ea total. De unde am percepția asta? Am mai avut-o vreodată în viața mea? Ah, da, n-am ajuns niciodată total să am o discuție intimă, suflet de la suflet, cu tata, cu X, mama, cu Z, cu mama, cu primii care te formează, da? Cu oamenii cu care începe sinele să crească. Da. Tânjesc în continuare după o relație completă, din asta suflet la suflet? Da, tânjesc. Care e expresia mea de sine? O caut în viață cu fimea. Trebuie ea să-mi împlinească ea mie această intimitate? Nu, nu-i corect. De ce să-mi împlinească? Copilul nu vrea decât să fie iubit. El nu vrea să-ți împlinească, nu vrea să te facă fericită. Și am început să realizez că eu trebuie să mă uit în mine cu intimitatea. Da. Eu trebuie să am o discuție onestă cu mine, sinceră. Cum sunt, cine sunt, ce simt acum, să mă pândesc, de ce. Și în momentul în care am dezvoltat mai mare intimitate cu gândurile mele, expresia mea de sine față de Carla sau de oameni din jur a fost mult mai relaxată, mult mai onestă. Aseară o mămică a venit plângând la mine despre un băiețel de 4 ani, de clasa 4-a, care mi-a zis, păi, s-a schimbat, s-a deschis sufletește, vrea să cânte lângă mine, vrea să modelăm, vrea să-i cânt seara. Un băiețel care a fost aprig așa și deconectat emoțional și neempatic, foarte deștept. Și ce se schimbase în viața lor? Oana, știi ce s-a schimbat? Mi-a zis mama. Am început să mă uit la el altfel. Cred că mă uitam la el doar intelectual, să fie bun, să fie deștept, să fie competent, să fie puternic. Când îl lăudai că face și drege și mi se umplea inima de cât de bun e el. Dar am învățat, tot în terapie, să mă uit la el așa fără nicio miză. Și în momentul în care eu m-am dus așa cu deschidere, inima, fără să mai zic nimic și să-l primesc, copilul meu a început să refacă prima copilărie de conectare și de... Deci mama a zis, eu, după atâția ani, are copilul 9 ani, am învățat să mă uit la el cu sufletul și mea s-a deschis copilul. Da. Dar ce fac? Că sunt mulți părinți care nu pot să acceseze latura asta. Nu-mi pasă neapărat ce o să faci, ce realizezi, mă simt bine cu tine, vreau să ne jucăm. Da, da, ce ne facem, într-adevăr? Ei trebuie să vadă asta, primul lucru. Primul lucru este să văd, sunt rigid. Da? Deci sunt trebuie rigid. Să fiu onest cu mine, da. Să văd clar, să decretez. Da. Eu n-am intimitatea aia cu da. Mine. Eu nu sunt jucăuș da. Cu viața mea. Da, da. Apoi să văd de ce nu îmi place să mă... De ce nu sunt jucăuș? De ce nu... De ce nu vin idei da. Trăznite? Cum au nevoie copiii? Exact, cum au nevoie copiii? De ce când mă uit la copilul meu... Doar caut ce mai e de reparat, așa, ce da. Nu funcționează, ce trebuie îndreptat. Și eu trebuie să fac paralela tot da. Timpul cu viața mea de adult. Păi mie îmi place când partenerul îmi spune, mergi strâmb, te uiți nu știu cum, ai dintele așa. Nu mai zic din astea și de caracter, dar nimănui nu-i place să fie schimbat, nu-i place să fie reparat, nimănui. Și dacă eu ca mamă, sau tată, mă gândesc, măi, mie în viața de adult, nu mi-ar plăcea să se uite cineva drag la mine, ia să vedem, da, ia să vedem noi ce mai e de îmbunătățit aici la femeia asta, ia să vedem noi așa, da, știi?
Și atunci mă gândesc și la copilul meu să nu mă uit la fel, știi? Ce mai pot să fac să-l repar? Pentru că copiii simt asta. Mie îmi zice băiatul meu, băi, mamă, când eram eu mic, tot ce făceai, mă duceai pe la unul, pe la altul, parcă eram nebun la cap. Deci nu mă simțeam să mă normal repar, să da. Mă repar. Da, da, da. De la el am mai expresat asta cu repar. Dar tu de ce făceai asta? De frică, de ce părinți spui că și tu că intrai în clenciuri cu el și nu știai de ce se poartă așa, da. Nu știam de ce se poartă așa și ziceam să-l rezolv pe el, cum spui. Da. Și tu să-l duc pe el la psiholog. Nu să mă duc eu la psiholog, că el are ceva. Eu aș fi bine dacă el ar fi bine. Dar de fapt e invers. Eu trebuie să fiu bine chiar dacă el e varză. Uh-huh. Eu trebuie să fiu bine cu un copil varză. Dar îți trebuie foarte multă onestitate și îți trebuie stări din alea de relaxare în care gândul tău se focusează doar pe această intenție. Vreau să văd unde în viața mea simt că nu ajung la sufletul omului sau că nu mă conectez sau evit. Sau vreau să văd unde în viața mea am proiecții anxioase. Apropo de asta, teama asta de a nu-i se întâmpla copilului ceva foarte rău pe frecvent. Care o au, cred că, cele mai multe mame. Da. Cum scăpăm de teama asta sau dacă nu scăpăm, măcar să o gestionăm mai ușor, să nu avem tot timpul în minte frica cum asta. Cum faci că sunt multe mame care văd rău în față? Care văd rău în față. La fel, primul lucru să conștientizez și să știu, adică mie mi se pare că e important să știu că eu mi-abuzez copilul dacă fac asta. Da. Nu te trebuie să așa zic așa, trebuie să o zic drept. Băi, dacă eu tot timpul mă duc la copilul meu și zic, aule, să nu-i cadă aia, să nu fac aia, să nu se împiedice, să nu se îmbolnăvească, nu știu ce, eu vin cu o trăire a mea atât de puternică care este abuzivă pentru copilul meu. Deci eu să știu, dacă fac asta, eu să știu că îl abuzez. Oricum abuzăm copii. Și multe mame cred că îl iubesc când sunt foarte atentă și super, mama super orice, protectivă. Da. Anticipez orice, sunt pentru orice la grădii. A venit, îl abuzez. Da? Îl abuzez și abuzez și oamenii de la grădii. Cu... E un cuvânt foarte greu. Puternic, e foarte greu. Dar măcar să știu că fac asta. Cu propriile mele trăiri. Mm-hmm. Să știu că fac asta și dacă știu că fac asta, să încerc să schimb ceva. Ce e abuzul, Simona? Tu, mama, ești viața pentru copilul. Da. Relația ta cu copilul este relația cu viața. El învață relația lui cu lumea din relație cu tine. Uh-huh. Dacă mama are acest... Hey! Și această proiecție a nenorocirii și această teamă că ceva se întâmplă tot timpul în planul ăsta material, ea în ce sens își abuzează? Transmite copilului relațional definiția că eu în viață trebuie să funcționez mereu pe protecție, pe apărare, pe frică, pe pericol, pe necaz. Când bagi un creier în starea asta de supraviețuire, când nu ai unde să supraviețuiești, nu suntem în junglă, avem de toate, nu moare nimeni dacă nu are primul job de nu știu ce, câte salarii sau primul la facultate să intre. Deci când îl bagi pe niște lucruri absolut banale pe modul de supraviețuire, îi descarci în sistemul lui nervos chimia asta ca o pedală care a rămas apăsată pe tot restul vieții. După aia lupți cu tine în terapie să scoți din tine panica. Dar cum e copilul ăsta? Cu o mamă hiperprotectivă, cum îl vezi tu? Ori sureșitat, foarte agitat, cu deficit mare de atenție, ori nu respectă spațiul celorlalt, lovește agresiv, ori foarte retras, temător și nesigur și cu degetul în gură. Da, da, da. Deci, exact, ori luptă, ori se retrage, ori îngheață, nu vorbește nimic, paralizează și spune. Eu am această tipologie de copii în toate clasele. Și invariabil am în spate o mamă foarte miloasă, cu proiecții, aoleo, da. Asta înseamnă abuz. Eu îl văd că suferă în clasă, dar nu pot să-i scot creierul și corpul din panica supraviețuirii. Mm-hmm. Vorbesc cu atâta vehemență pentru că am avut-o mult timp în mine. Și și acum, în unele dimineți, mă trezesc că mâna asta e mai încordată, că mi-am adus aminte că trebuie să fac nu știu ce. De ce, frate, că nu trebuie să supraviețuiesc? Adică nu mai am de luptat pentru cu vicisitudinile vieții și cu intemperiile naturale. Da. Și eu am multă înțelegere față de mamele acestea. Și față de tați, că și tați și sunt foarte mulți tați supraprotectivi și ei. Și am multă înțelegere pe de o parte pentru că eu am transferat pe copiii mei în mod abuziv. Și eu am avut-o, arătăm cu degetul. Da. Și în al doilea rând știu că și mama asta hiperprotectivă a avut la rândul ei o altă mamă care nu și-a gestionat trăirile și i-a dat sacul ei.
Și cumva și noi transmitem copiilor treaba asta. Și noi transmitem, dar și nouă ni s-a transmis. Uh-huh. Adică nu transmitem că suntem rele, că suntem neinformate. Dimpotrivă, astea sunt mamele cele mai informate de cele mai multe ori. Deci uh-huh. noi transmitem pentru că e rană, e rană la care nu vrem să ne uităm. Și să spunem celor care ne ascultă și îi tulburăm. Da. Tu nu ești totalitatea fenomenelor tale psihologice. Uh-huh. Tu nu ești corpul tău, tu nu ești gândurile tale. Tu nu ești... Astea sunt niște lucruri pe care le-am primit, niște programe care rulează și eu dacă mă dau la o parte un pic și mă gândesc, hei, Oana, nebună, ai reflexul de a da, de a da cu o urgență din aia, că să fii tu bună, să nu simtă altul nu știu ce, mai rău. Uh-huh. Sau... Ok, eu nu sunt gândurile astea, din momentul ăsta nu mă mai judec. Mama dominatoare, mama care hotărăște totul. Pă, multă vreme, da. De la... ce mănâncă până la nevastă. Control, da. Control. Control, da. Da, da, e control și controlul e o acțiune pe care o facem când ne e frică. Știți genul de mame care hotărăsc tot în familie? Da, de da, la, da. Femeia bărbată, femeia, acolo. Da. Până la nevastă pe care și-o alege copilul. Da. Adică o umbră foarte mare, dominatoare. Ea își fâlfâie personalitatea permanent lângă copilul ei. Nu se dă în mama narcisică. Ce îi spui? Putem să le înțelegem în primă fază și să spunem că-s mame bune. Că-s mame bune. Ce drăguț. Așa, da. Da, că sunt mame bune, că intenția este bună. Tot dar din iubire tot o fac. Tot din iubire, din... da. Dar nu ajunge așa la copil. Adică e important să știi asta, că nu ajunge așa la copil. Că dacă copilul nu simte iubire din asta. Nu simte iubire, pentru că dacă eu sunt o mamă dominantă, înseamnă că tot ce gândesc și ce cred eu e mai important decât ce gândește, simte copilul. Deci eu nu pot respecta nevoile copilului de autonomie. Copilul e proiectul vieții lor. Da. Da, da. Și cum e acel copil, Oana? Cum îl vezi tu? Fie foarte dezorientat, inconștient așa în relații sociale, se bagă în belele fără să realizeze, pentru că el n-are GPS-ul intern, telecomanda e la mama. Și atunci când pleacă în colectivitate, se joacă sau vorbește de valma, fără să, sau scrie urât, împrăștiat, pentru că el pare să nu aibă controlul în sine. Mm-hmm. El simte că nu e la el controlul mm-hmm. și atunci profită că nu e mami să se poarte împrăștiat. Da, da. Sau, dimpotrivă, e în rolul ăla de cineva trebuie să mă salveze. De câte ori am o problemă, la mine nu e niciodată soluția, e la altcineva. Uh-huh. Și intră în rol de victimă, plânge din orice, se supără. Sau, nu știu, am văzut de curând în curtea școlii din un băiețel pe al cărui mamă o cunosc, care se juginea așa în joacă și frumos, se alergau unii pe alții, se trăgeau de bluză, dar nu agresiv. La un moment dat s-a oprit supărat tare că l-a tras cineva de bluză, în contextul în care i se mai întâmplase de 10 ori treaba asta. Brusc i se întâmplase ceva grav, decreta că i s-a întâmplat o nenorocire. Deci lipsa aia de discernământ, mm-hmm. când este grav, ce mi se întâmplă, nu mai sunt în contact cu sentimentele, cu emoțiile, nu mai îmi simt durerea, pentru că mama e cea care mă interpretează, mama e cea care îmi spune ce foame, mama e cea care mai îmi pune o vestă în spate, fiindcă a decretat că mi-e frig, deci eu nici n-am apucat să simt că mi-este frig. Mama îmi spune ce prieten să evit, cu cine să mă împrietenesc, ce facultate să aleg. Și întotdeauna o face cu ideea că te iubesc foarte mult. Și atunci copilul se simte extrem de îndatorat, mă iubește, deci n-am cum să o neg, n-am cum să o reneg, n-am cum să mă revolt, că mă iubește și o rănesc. Și avem o groază de adulți care rămân așa, mm-hmm. că ce o zice mama, eu am 40 de ani și vreau să iau o canapea verde și dacă mama nu-i mulțumită, pentru că mă iubește foarte mult și n-am voie să ies din... Dar ce văd eu pe grupurile de mame, discuții, apropo de astfel de mamă a tatălui, bunica, care vrea la fel de intruziv să intre și în viața nepoților și vine și dictează în casă. Și aici iese un conflict cu casa poporului. Dar e tot problema mamei, soției, nu a bunicii. Nu? Da, pentru că îi e teamă să pună limită bunicii și soțului, practic. Uh-huh. Dacă și soțul trebuie să pună limită bunicii, cât, evident. Adică e soțul problemă. E primul. Da, dar el de obicei e mai împăciuitor și zice, hai că și tu ai dreptate și tu vrea ai dreptate. Liniște. Vrea liniște, da, dar în realitate soțul este un pic în fuziune cu mama.
proprie și soția simte asta și reacționează. Deci soția cam are dreptate, ce să mai... Nu e că nora și cu soacra nu se înțeleg, este că fiul și cu soacra, adică fiul soacră e prea... Dar și ea trebuie să-și găsească puterea de a mama trebuie să o găsească, da la o parte, da, pe soacră. Da, da, cu riscul de a-și pierde soțul, că foarte multe femei, aha, își dau soacra la o parte și pleacă și soțul. Uh-huh. Chiar dacă inițial zice, bine, facem cum spui tu, o dăm pe mama afară din casă sau ne mutăm separat, dar după o vreme fuziunea e atât de mare încât soțul îi găsește soției tot felul de chestii și pleacă, dacă nu e un bărbat ca stabil. Ca să nu-și supere mama, să care l-a iubit mama foarte mult și puiu, care depinde de, da, el. Da, mm-hmm, da. Și care s-a sacrificat toată viața ca să-i fie lui, da, bine, da, nu? Da, da, da. Și care are niște pârghii prin care își manipulează fiul foarte bine și fiul nu vede că e așa de bine manipulat. Dar și ea manipulează inconștient. Așa, așa, așa. Și inconștient și conștient. Adică manipularea este și strategie pe care o faci respirând, dar cam și știi ce faci. Lasă că o să-i zic și eu planifici, asta. Planifici. Da, planifici. O să-i zic asta, el o să fac așa și după aia eu mai fac pe dincolo și... Dacă să dăm oamenilor o viziune optimistă, ce se întâmplă în terapie sau când stai cu tine așa și îți clarifici în cap? Că unii zic, mamă, trebuie să mă duc acum conform spuselor din podcast, 10 ani la terapie până mi se face viața mai bună. Nu, nu trebuie 10 ani. Nu. Ce se face terapia sau vorbitul cu tine în stare de asta de plin și de încredere? Trebuie să știe toată lumea că e foarte simplu. În momentul în care îți apare un aha în cap despre tine, ce am simțit în copilărie, ce era tati, ce făcea mama cu mine... Nu-ți mai vin vinovății, mamă, ce mi-a făcut ăsta, nu-ți vin. Mintea are o chestie așa de, te clarifică, te limpezește, te face mai ușoară. Nu știu, am realizat, de exemplu, că în copilărie am trăit mereu cu paradigma asta că toate lucrurile sunt pe buza prăpastiei. Așa, așa erau și mama și tata. Acu se duce totul la derâpă. Știi, da, cum e? Da, da, da. Eu am crescut cu panica asta că într-o zi mă apropii de propastie și când nu aveam de ce. În momentul în când am realizat, asta nu e energia mea, am văzut-o pe mama fotografică, niște secvențe dintr-un film, că făcea la fel, nu? Da. Spirala în asta, am zis, asta nu e energia mea, e o haină pe care eu nu mai port de mâine. Dar ți-a transmis-o ție și dacă tu nu o conștientizai, puteai să o transmiți Carlei? Sau rău. E transmis-o? Am și apucat să-i o transmit și după ce am realizat, eu am stat cu ea și am povestit, uite, mama făcea așa, dar nu cu multe explicații terapeutice, comice așa, da, 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 cu hiul așa. Nu, era mare, avea deja 12 ani. Și acum când zice, mai simt tensiunea socială când ies undeva, de unde îmi vine aia, și spun, e transgenerațional asta cu imaginea, cu expresia de sine în public. E o temă a familiei noastre, tensiunea pe care o simți, e pentru că e normal să o simți. Tu nu ești tu doar, tu ești vârful de lance al unei entități energetice care ține hăt până departe în istorie. Și tu acum primești această temă a expresiei de sine în public cu anxietate pe care trebuie să o rezolvi ca să nu o dai caleapșă copiilor tăi. Pentru, da, că se dă, noi nu suntem eu, tu, Simona, indivizi. Suntem niște organisme conștiente care... nu știu, suntem așa ca un șarpe istoric, în care eu acum capul șarpelui, ultimul născut, duc în spate tot ADN-ul emoțional al străbunilor mei. Da. 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 Și e simplu, în momentul în care capul șarpelui realizează, asta nu e pielea mea, o scoate și pleacă mai departe un pic mai ușor. Și simt și copiii șarpelui, da, asta. Altfel se târăște greu. Deci terapia sau, nu știu, rugăciunea, da, orice formă de mantre, orice, formarea, da, intenției, punerea intenției, e o chestie de muncă interioară care pare vrăjitorie, nu știu. În sinea mea, de exemplu, se petrec lucruri pe care nu le pot descrie în cuvinte, cum am niște realizări și niște iluminări. Dar când le am, e ca și cum scot pielea aia veche care a mamei, a tatălui, erau la vârsta aia cei mai evoluați din lanțul lor, da, genetic, și atâta puteau în momentul respectiv. Nu mai am asta, mamă, nu mă iubind, mă, n-am știut să se joace cu mine. Ba da, făceau cel mai bun lucru posibil la, da, cu la nivelul lor de conștiință. Momentul respectiv, da. Dar aveau frica asta, hei,
care s-a transmis mult în corpul meu și de care am scăpat, cred că 90%, că ele vin ciclic, nu scap niciodată de tot. Le recunoști. Odată că le recunoști, ți-e mai ușor să le gestionezi. Încep să și râzi, da. Dar apropo de intenție, cum putem să formulăm o intenție care ulterior să se concretizeze? Toate intențiile se concretizează. Da, da, da. Eu lucrez cu o metodă pentru asta, metoda lui Franz Rupert, care provine din constelațiile familiale. Lucrez cu metoda propoziției intenției, în care eu îmi pun o intenție care vreau să se materializeze, spre exemplu, nu știu, eu vreau să mă liniștesc, eu vreau relaxare, vreau relație bună cu copilul, vreau partener de cuplu, da? Îmi pun o intenție, să dorm, să am bani, orice, să am un serviciu bun, etc. Îmi pun această intenție care acum nu este realizată, că de-aia îmi pun intenția. După care se face cu un grup de persoane, se face în cadrul unui grup. Pentru fiecare cuvânt al intenției, eu mi-aleg câte o persoană din grup și acea persoană devine parte a mea prin procedeul rezonanței, prin mecanismul rezonanței naturale care există în noi. Se explică științific prin neuronii oglindă, da? Deci noi rezonăm și atunci persoanele alea care lucrează pentru mine devin o parte a mea de 3 ani, de 5 ani, de mai nu știu ce, și eu o să văd în cadrul acestei metode, o să văd ce se întâmplă în interiorul meu de nu am bani, nu am liniște, nu am casă, nu am ceva, da? O să văd blocajul meu. Da? Uneori mai introducem și pe mama și pe tata ca să vedem care a fost dinamica dintre mine și părinți de am ajuns eu să rămân înțepenit la 3 ani, la 7 ani și așa mai departe, și apoi deblocăm. Deci ideea ar fi să deblocăm ce e în mine astfel încât intenția mea să se materializeze. Pentru că se realizează intenția dacă reușesc în corp și în spirit să cred efectiv că deja mi este dat. Știi cum se spune? Da, cere, cum se spune, și da. O să ți se dea. Și poartă-te ca și cum deja ai aia. De exemplu, dacă vreau să devin o celebritate, glumesc, dar povestea cineva așa, un influencer, o celebritate, trebuie de mâine să merg pe stradă sau să mă duc în baie la să mă spăl pe dinți, nu ca o celebritate pe covoroș, că e penibil, dar să mă simt din secunda în care cobor din pat. O divă. Divă. Da, dar o divă nu că se uită cineva, că nu se uită nimeni. Eu cu mine să simt deja energia aia a solară pe care o răspândesc ca să influențează. Nu că asta mi-am propus vreodată. Dar de ce nu? Nu. Sau dacă nu am bani și sunt pârlit, îmi amintesc când eram zero, scotoceam prin buzunarele paltoanelor de acum 2 ani, nu știu cum, am fost la o conferință, am primit 1200 de lei, era odată un proiect european, toată lumea vorbea, nimeni n-asculta, dar știi cum e cu banii europeni la unde. Mama, am luat banii aia în plic și m-am dus și am pus în bancă ca și cum sunt 1 milion de euro. Da. Da? Și mi-am scris și în telefon că ăștia-s banii mei. Adică am fost foarte recunoscătoare, dar i-am și depozitat ca fiind o sursă de... Păi din momentul ăla am început să atrag foarte ușor bani sau să vină către mine, pentru că în secunda în care am pus banii m-am purtat ca și cum am foarte mulți. Bine, o să iau și 1200 de lei, mă uit, dar n-aveam ce să mănânc. Adică trăiam foarte greu, dar am simțit că banii trebuie să-i pun deoparte, că sunt ai mei și sunt rezerva. Da, da, da. Apropo de afirmații, și vă povesteam chiar înainte, să ne întoarcem la copii. Da. Că deci cu copii la fel, da. Dacă îi vezi într-o lumină. M-am lăudat, cum se spune, că prima bucată din acest semestru a curs foarte lin, frecvență 100%. Și am spus-o cu voce tare, nu e să cred că, uite, sunt aproape 2 luni și nu s-au îmbolnăvit copiii. Și ce să vezi, dar asta este testată. De fiecare dată când am spus-o, și mi s-a întâmplat de câteva ori, ei, în următoarele zile, primul Vlad, apoi Ana. De ce s-a întâmplat? Adică, pare
puțin cam mult ca să fie o coincidență, uh-huh. sau cine știe, poate totuși chiar e, dar eu mi-am propus că mi-am primul promis că nu o să mai spun. A fost sezonul acelor da. De când a început școala. Și au trecut prin val de COVID și ei au fost sănătoși. Uh-huh. Da, eu am foarte tare teoria asta cu părțile din interior, uh-huh. da? Deci când și am observat că e ceva. Deci tu spui, măi, ce bine că nu s-au îmbolnăvit copiii. Da. Deci practic o parte din partea asta trebuie să o cunosc, să văd dar de ce spune? De ce zice asta acum? Zice că ca să o pună pe altă parte a mea în funcțiune, că păi hai că suntem prea liniștiți aici, nu avem agitație internă, trebuie să se îmbolnăvească ăștia, da? Ca să pot să mă agit, să mă duc, să-i duc la spital, să pot să fac sunt ceva. Sunt dependentă de adrenalina sunt, poate da, da, de ce? De ce sunt? Pentru că am o altă parte rănită din mine la care nu vreau să ajung. Eu nu vreau să trăiesc ce trăiește partea aia rănită. Și atunci zic, asta e liniște, nu mai am nicio emoție și începe partea rănită să plângă în interiorul meu să ceva și astălaltă zice me. Nu. Da, exact, pick me, exact. Și astălaltă zice, nu ne apucăm acum să plângem, ia să vedem noi cine se mai îmbolnăvește pe aici, hai să avem niște treabă, știi? Eu despre asta cred, că într-o chestie din asta, într-un conflict intern, sunt două, trei părți implicate care țin the show running. Deci îmi place să întreabă multă. Nu neapărat, poate să fie și asta că... Da, îți curioasă ce spui și tu, Ana. Poate că liniștea și starea de bine nu e recunoscută încă de creierul meu ca fiind starea naturală a firii. Uh-huh. Suntem atât de obișnuiți să supraviețuim și să avem cazuri și probleme, fiindcă ni s-a spus de mici să nu jinxuiești, sau cum se spunea, să nu cobești că e bine. Da. Știi, avem chestia aia, nu mai cobi că e bine. Da, da. Și în momentul în care te miri de ceva bine, e ca și cum binele e o excepție și ai așteptarea să se întâmple. Și probabil că ceva din câmpul energetic între noi se informează de chestia asta, hei, trebuie să am mereu struggle, lupte. Eu am asta când se așează foarte bine lucrurile și școala rău, și nu? Am terminat cu asta. Acum aștept să nu fiu așa liniștită. De ce sunt așa liniștită? Mă simt vinovată că nu muncesc și că am un moment de platou și că totul e bine. Nu pot să recunosc triumful. Mi se pare că trebuie să mai inventez un obstacol sau un proiect ca să folosesc din nou chimia corpului așa cum am fost obișnuită încă din clasa întâi, că avem mult de lucru, că trebuie să dovedești, că mai e și proiectul ăla, trebuie să rămâi prima în clasă, prima la olimpiadă și așa mai departe. Am recunoscut-o și pe asta, dar cum o să vorbim și când o să filmăm cu un terapeut pe experiențele somatice și pe vindecări somatice, să vedem că foarte multe de-astea nu mai sunt în cap, sunt în corp. Și că de multe ori corpul ne dirigează către starea de stres, iar pe copiii când se îmbolnăvesc, tot corpul informează să se îmbolnăvească. Probabil că au obosit, că le dor de mami, că le sună ceva rău la grădi, la școală, că au nevoie să mai stea acasă și își programează fără să vrea. O boală, sigur. Da, sunt convinsă. Cu nevoie de atenția ta. Mie îmi place să fiu bolnavă, că atunci tu stai cu mine mult. Să știi că și mie îmi plăcea să fiu bolnavă. Abia așteptam că mama îmi dădea suc, mă iubea, stătea lângă mine, nu mai părea obosită, nu se mai văita că e obosită și că are treabă. Nu e bine să ne văităm, nu? În fața copiilor. Da, simțeam că o scot din oboseală dacă uneori îmi și inventam că mă doare un pic aici, ca să stea lângă mine. Mhm. Nu că era o femeie nedisponibilă, dar tot nevoia să o simt liniștită, ca și cum împărțim împreună un spațiu liniștit, calm. Îi tulbură, nu, pe copii, starea noastră de neliniște? Imediat o simt. Foarte mult o tulbură. Și agităm? Și cum facem totuși să îi aducem așa pe linia asta de plutire? Ai niște... ne dai niște tipsuri? Pe ei nu trebuie să-i aducem, pe noi trebuie să ne aducem pe noi. Pe linia de plutire. Ok, odată pe noi. Și primul lucru pe care trebuie să le exersăm este statul lângă copii într-o stare de conștiință, de prezență. Uh-huh. Starea de prezență lângă copii este așa, să stai lângă ei și să respiri relaxat. Să vorbești lângă ei doar când realmente ești inspirat să vorbești. Uneori poți să stai lângă copii în tăcere și să te simți doar inspirat să vorbești când îți vine din suflet să zici ceva. În clasă am simțit asta, că dacă intru în energia asta, în care vorbesc calm, încet, corpul meu nu e tensionat, respir, îmi simt toate celulele, genunchii, tălpile,
nu? Se simt și ei așa? Imediat intră în rezonanța asta. Chiar și copiii care sunt un pic mai agitați? Mm-hmm. Și care ei mai ales ei. Pot să stea în bancă, ei, poate? Ei, agitați, sigur, au adulți lângă ei care au sistemul nervos cablat cu tensiune dincolo de cât suportă cablurile. Da. Și noi ne reglăm prin corpul altei persoane. Imediat ne reglăm. Da. Ok, dacă copilul este agitat, mă uit la mama și la tata, nu? E ceva acolo în energia aia din casă care se transmite. Eu mă uit când am încotro și văd asta și mi-e tare greu la interviuri, discuții, că mamei vine și spune vreau să vin neapărat, să mă ajut, să așa. Și nu mai am tact, așa, spun repede, dar cu răutate, eu am lucrat cu astea. Spun, băi, eu simt de la tine și când vorbim energia asta și imediat n-am tactul psihologului, n-am răbdare să aștept și imediat mamei vrea să fugă. Mm-hmm. Da, bine. Bun, dar totuși, acum, poate că, pentru că nu te uiți în ochii lor și poate că ne aud mamele astea, că nu e, așa sunt probabil și ele împovărate de dar job. Dar nu ele, de... ele nu sunt gândurile și nu vorbim despre oameni. Starea, fenomene psihice ale omenirii astăzi. Cum să se liniștească și cum să liniștească pe copii? Nu știu, poate o carte? Nu există tehnică mai bună pentru adulți decât meditația. Așa. Meditația nu înseamnă neapărat stat pe vârful muntelui cu degetele palmele în sus. Meditația înseamnă să încerc să fiu atentă la respirația mea și odată cu respirația să mă opresc încet, încet gândurile, să mă așez într-un loc fără gânduri. E foarte greu, transpiri, te enervezi, așa, dar dacă o faci sistematic, se dezvoltă un mușchi intern, că poți să meditezi și în trafic. Când se pune roșu, alea 3 minute până trece verde, poți să intri în starea aia de încărcare. Iar pe copii, ca să-i liniștești, trebuie să le dai să se joace cu ceva care nu presupune inteligență verbală. De exemplu, am văzut dimineața o reclamă că e la reduceri Lego-ul, jocul de Lego, Lego Duplo, care presupune inteligență non-verbală. Nu funcționează decât inteligența vizual-spațială, gândirea aia strategică, dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Tu când lucrezi pe covor cu piesele alea pe care vrei să le asamblezi, nu ai în gânduri niciodată acest discurs. Stai să bag piesa asta în piesa asta, stai să mi-aduc un ăsta roșu, stai să pun legănușul aici, stai... Nu, copiii nu-și vorbesc. Fac asta dintr-un loc al minții care este non-verbal. De-aia și am spus multor părinți, vezi că dacă copilul tău s-a jucat în prima copilărie foarte mult cu Lego, e posibil să aibă inteligență vizual-spațială, socio-emoțională, dezvoltată, dar paia verbală să nu o fi... Că mulți mă întreabă, băi, de ce nu se concentrează la școală și pe covor se concentrează 10 ore la Lego? Da. Pentru că atunci când te joci cu Lego, nu folosești inteligența de care are nevoie învățătoarea ta în clasă, este inteligența non-verbală, inteligența sufletului, a construcției, inteligența tactilă, care îți liniștește mintea, nu mai bagă pe... Și da, uite că a fost ocazia să vorbim despre asta, deși despre Lego am vorbit adesea ca fiind nu calea prin care dezvolți concentrarea, dar calea prin care liniștești mintea și dezvolți intuiție, inteligență kinestezică, conectare cu tine, rezolvarea de probleme, fără să folosești cuvinte. Cuvintele obosesc foarte mult și vorbitul foarte mult. Dar cred că depinde de copii, că uite, eu simt la ei mei, când au un moment de agitație, că vin să le citesc. Pe ei liniștește treaba asta. Dar nu cuvintele, pe ei liniștește exclusivitatea pe care le-o dai și faptul că ai o voce foarte educată, blândă, care mă liniștește și pe mine, și pe mine. Când suntem, nu? Da, și ai și vreți fără să citesc, vrei. Vreți să mă citesc, uite, dar ai auzi eu cum citește, ai asculta tu cu povești de copii, ai asculta și cred că ei iau lumina asta de la tine și simt că tu, biologic, poți să-i liniștești cu de asta există în pedagogie la liceul pedagogic unde am lucrat, unde am învățat capitole întregi care te învață cum să citești copiilor.
capitole de metodică și didactică pentru viitorii învățători, cum citești. Și chiar dacă poate că nu știm să o facem așa profesional, cred că e foarte importantă lectura pentru vocea mamei, da, ce spuneați, da. Vocea mamei. Da. Eu nu le-am pus copiilor mei audiobook-uri, deși poate că mi-ar fi fost mai ușor. Nu, dar nu cred că există voce mai bună pe audiobook-uri decât atâția. Da. Și pentru o mamă care nu are o voce bună, e vorba despre vocea mamei. Da. Să asculte vocea mamei citind o poveste care, mă rog, poate n-are nici intonație, nu pretext, contează. Povestea e pretextul. Exact, da, exact. Da. Vocea mamei l-a liniștit când eram burtică pe copil. Da. Dar și contactul fizic, adică când stai să-i citești copilului, orice vârstă ar avea, și dacă și eu mai citesc copilului de 13 ani, mai citesc și tot chiar se recomandă să citim încă până după 12-13 ani. Am scris și în cartea asta, copilul te citește. Da, eu mai vor ei, dacă vor la 13 ani, mi se pare greu. Da, adică eu le citesc. Și adulților le plac. Eu ascult audiobook, îmi place să mi se citească. Da. Și eu le citesc lectura care nu le place. Ce cărți nu vă place să citiți, vi le citesc. Voi citiți ce vă place, așa, dar eu vă citesc. Eu vă citesc da, Moara cu noroc. Exact, Moara cu noroc. Citesc eu. Da, mai citesc și eu ce n-am citit la vremea mea. Dar, apropo de citit, vreau să le arătăm părinților cărțile astea de la una dintre autoarele preferate ale copiilor mei, că noi avem colecția acasă, Olina Ortiz. Astea sunt noutăți. Sunt acum ieșite. Și abia aștept să le încercăm. Și niciodată n-a avut Olina un pachet în care toate sunt excepționale. Uite, asta Timotei și Gogoașa e în versuri, ilustrată de Carda Zengo, care este extraordinară. E vorba de un cățel care fură o gogoașă și care declanșează un lanț de evenimente până ajunge povestea la o mireasă, la o pasăre, la un bibic, la un lanț de oameni conectați de șirul ăsta de consecințe, puse în versuri cu limbaj foarte bun, care dezvoltă și atenția și memoria și simțul umorului. Mm-hmm. Deci e o poveste genială și la fel și asta tot în versuri. Mi-a intrat o muscă în telefon. Am citit-o în tabără și copiilor ăstora mari. E efectiv de o muscă care intră sub ecran, nu știe nimeni cum și de ce, și care îl tot sâcâie pe băiatul foarte ăsta până ajunge să renunțe la telefon. Visul părinților! Nu e așa mesajul ăla, că nu e bine, nu e frumos, că nu e... Poveștile cu morală explicită sunt foarte nasoate. Da. Poveștile trebuie să aibă ceva acolo pe care copilul să-l descopere cu sufletul, nu cu mintea. Și asta e o serie cu Ai voie, n-ai voie și Mota nu a nevoie. Asta e a treia din poveștile care vorbesc despre limite, permisiuni, libertăți, așa. Și asta e pe tema n-închef, nu pot, mi-e greu, dacă greșesc. Este făcută de Anabela Oroș, desenatoarea asta, da, ilustrația. E artă, adică sunt tablouri. Da. Super. Tablouri. Mm-hmm. Tablouri. Și o să-l vedeți cum mai trece lenea în anchef, nu pot, cu motana nevoie și una cadou de Crăciun, nu, cu moț Crăciun, care vine la niște găinușe foarte clevetitoare și geloase. O să bucure copiii tăi că sunt extraordinari. O să se bucure și la reduceri, că și e Black Friday. Până la Moș Crăciun e Moș Nicolae și cel puțin la noi în familie Moș Nicolae ne aduce jucării, aduce cărți și niște dulciuri și niște fructe. Da, și noi la școală e mai bine cu cărțile decât cu jucăriile. Da. Otilia, avem și noi un dar pentru tine, să știi. Ce frumos! Deja la emisiunii, mulțumesc, din partea prietenilor noștri de la Câte în Lună și în Stele, și aici un voucher. Fie pentru copiii tăi, deci este un pic mai, dar s-ar putea să găsești ceva, dacă nu, pentru cineva mulțumesc drag frumos din comunitatea ta. E pentru plușuri. Nu numai. Nu, și rechizite. Și rechizite. Da. Și unde te pot găsi oamenii care au nevoie de tehnicile tale, că sunt foarte în creștere acum în lume. Pe pagina de Facebook cu numele meu, Otilia Manteles, pe Instagram, cam acolo. La site n-am mai lucrat, trebuie să-mi refac site-ul, dar pe Facebook și pe Instagram mă găsesc. Mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc pentru invitație. A fost foarte, foarte fain. Mă bucur. Chiar. Iar cu voi ne auzim și ne revedem săptămâna viitoare la Părinți cu Minți. Pe curând! Zooniverse Podcasts.